Salut, eu sunt Vlad și astăzi mergem la... Vedeți? Bun, pe aia să ne ridicăm. Sunt în drum spre Artistel în Academy ca să mă vopsesc și să mă tund, pentru că mâine Oaha și pentru că festul va arata și abia aștept să fiu din nou gri în cap. Bună! Eu o să-mi fac azi părul gri, așa că să începem. Cam wet look de la de Met Gala. Așa. Părul aproape s-a decolorat complet. Deci îmi place blondul la nebunie, în special griul, pentru că îmi scoate într-un fel sau altul ochii în evidență. Gata, îl spălăm. Rătuși că stă pe ăla, așa ne repetăm noi. Aici la rădăcini zici că e alb, da. Sau doar de la lumină se vede așa? Da, într-adevăr, la rădăcini se vede mai tare din cauza că la legală cu buscală. Gata, acum urmează să fim gri. Mai stăm 10 minute cu el, după pălăm, să sperăm că o să fie bine. Roxana bate cuba. Mersi mult. Iulian urmează să ne tundă. Bună, Iulian. Te trimit la cameră. Doamne, deci nu mai pot. Mă duc acasă, dorm 5 ani. Ok, am terminat și cu părul. Mulțumesc, Roxana, cam ăsta e rezultatul. Mulțumesc și Artist Salon Academy că m-au ajutat să-mi fac părul gri din nou. Și acum mergem acasă pentru că trebuie să ne facem bagajele. Mâine mergem la Oaha. Acum chiar mi-am luat vibe-ul de vară. Părul gri pentru mine era un trademark. Eu am fost la mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like și un share dacă v-a plăcut sau dacă v-am ajutat într-un fel sau altul să vedeți cum ajungeți la culoarea gri. Vă pup și ne vedem data viitoare.